ce avem de-a face cu o cosmetizare a aparatului de stat, pentru că restructurarea, în opinia mea, ar fi însemnat să faci, în primul rând, o, să-i spunem, reducere de personal la cel mai înalt nivel, deci în guvern, să fie avut o reducere de miniștri, deci un număr de miniștri mai mic, o concentrare a unor ministere care, în opinia mea, nu își justifică existența și care, în acest moment, consumă foarte mulți bani publici. Deci, în primul rând, trebuia redus numărul ministerelor și al miniștrilor. Asta era prima etapă. A doua, trebuia coborât la nivelul secretarilor de stat și aici, iarăși, sunt destul de mulți secretari de stat care nu își justifică activitatea și care trebuiau, la un moment dat, să dispară. Au plecat 17. Au plecat 17, dar sunt de fapt redistribuiți pe alte posturi. Subsecretar de stat, director de agenții. Numărul agențiilor este încă foarte mare și au structuri de personal extrem de stufoase, mai ales la nivelul conducerilor. Și deci aici, iarăși, trebuia făcut într-adevăr o reducere consistentă. Și nu în ultimul rând, trebuia mers până la nivelul întreprinderilor, societăților comerciale de stat, unde încă raportul între personalul productiv și personalul neproductiv este în defavoarea personalului productiv, în sensul în care avem suprastructuri administrative care sunt mult prea mari în raport cu personalul productiv. Și toate acestea, și societăți comerciale de stat, și agenții guvernamentale, și membrii ai guvernului sau secretarii de stat care deservesc ministerele, toți, de fapt, sunt plătiți din bani publici. Deci când discutăm de o restructurare a sistemului, discutăm, de fapt, de un ansamblu care trebuie periat de sus în jos, la toate nivelele, și în niciun caz nu vorbim doar de, nu știu, mutarea a 2-3 secretari de stat sau 17, câți au fost subprefecți și așa mai departe. Repet, e o cosmetizare, nu este o restructurare profundă, nu se dorește o restructurare profundă, se putea face o chestiune de mult mai mare amploare și de mult mai mare efect și cu rezultate mult mai bune în economisirea banului public într-o perioadă în care avem nevoie mai mult decât oricând de economii și de mai multă eficiență în